Subiectul de astăzi este foarte puțin cunoscut pentru mine, încă nu o să fac o prezentare, ci o să vă invit de la început pe Elena să vină aici în față și să ne vorbesc. La sugestia părintelui și a domnului Florin Volcu, am pregătit prezentarea asta pentru astăzi. Vorbesc suficient de tare? Mai tare. Nu? Așa. Și la sfârșitul prezentării sunt și câteva surse bibliografice pentru cei interesați. Nu am pretenția ca cele spuse de mine astăzi să fie luate ca dogmă, cum zicea seara domnul profesor, ci îmi doresc doar ca în rândul nostru, unde o să dea creștinilor ortodoxi, practicani, să se ridice câteva semne de întrebare și dorința de a cerceta domeniul acesta foarte vast, pentru că, cum zicea părintele în biserică, suntem prinși așa de toate informațiile din mass media, de pe canalele de televiziune care se doresc a fi științifice, cum e Discovery, etc. Așa? Și atunci luăm totul de bun, ca atare. Ne-a îmbrăcat în halat alb și are ochelari, înseamnă că lucrurile așa trebuie să fie. Dar e foarte probabil să nu fie așa. Ce înțelegem prin evoluția naturală? Este un proces nesupravegheat, impersonal, imprevizibil și natural, de descendență temporală cu modificări genetice, influențat de selecția naturală, hazard, împrejurări istorice și schimbări de mediu. Definiția asta reprezintă poziția oficială a majorității oamenilor de știință și a profesorilor din Statele Unite. Și atunci când aceste asociații naționale a profesorilor de biologie de acolo s-a atras atenția asupra termenilor nesupravegheat și impersonal, i-au scos din definiție. Li s-a atras atenția pentru că prin acești termeni, clar, din acest proces al evoluției este exclus Dumnezeu. Vrând să împace cumva oamenii credincioși cu știința, atunci a apărut așa o cale de mijloc, eu aș numi o călbicică, a evoluționiștilor teiști sau a creaționiștilor progresiviști. Adică, da, bine, lumea a evoluat, dar acest proces a fost dirijat de către Dumnezeu. Sau Dumnezeu a pus început, nu știu, El a creat acel ancestor comun și i-a dat această forță vitală, Dumnezeu s-a retras din lucrarea creatoare și lucrurile au evoluat mai departe. Și tot felul de astfel de teorii. Savanții care sunt evoluționiști, rigoriști și apriși, ei batjocoresc pozițiile acestea și nu le acceptă sub nicio formă. Adică, decât să faci un compromis, în felul acesta, e mai rușinos să faci un compromis spunând că da, eu accept ideea asta, că Dumnezeu a lucrat în evoluție. Bun. I-am pus aici poza statuii lui Democrit. Cel care, pe la anul 400 înainte de Hristos, a pus așa într-o formulă oficială ideea generației spontane. Aceea că din materia moartă, nevie, se poate naște viața. Poate lua naștere viața. Și ideea aceasta a domnit pe toată perioada evului mediu, oamenii, în frunte cu oamenii de știință a timpurilor,
credeau că din gunoi iau naștere vierni, pești, păsări, șobolani. Din materia nevie a gunoiului. Timp de 200 de ani, de pe la 1600 și un pic și la sfârșitul până la sfârșitul secolului al XIX-lea, s-au făcut tot felul de experiențe pentru a demonstra ideea aceasta, teoria, ipoteza aceasta a generației spontane. Primul dintre ei, așa oficial, este un nene care îl cheamă Reddy și care a arătat că din carne nu iau naștere vierni, din substanța cărnii, nu se nasc vierni, dacă ea este ferită de muște, dacă e pusă deoparte. Urmă s-a inventat microscopul, bun, și au stabilit clar, nu, viermii nu iau naștere spontan. S-a inventat microscopul și au observat la microscop tot felul de ființe mici, 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 și au zis, a, astea sigur iau naștere spontan. De la 1700 și un pic, a mai venit un nene, Needham, care a vrut să facă niște experiențe cu apă, să vadă dacă aceste infuzorii, le numeau ei atunci, se nasc sau nu, spontan. Și a folosit un material de putrescibile, le-a pus în niște flacoane, le-a încălzit flacoanele și a observat că totuși, deși el sterilizase flacoanele, de acolo, au continuat să apară infuzorii. Și a zis, da, acestea, clar, au fost generate, s-au autogenerat, s-au generat spontan. Mai târziu, un abate, Spallanzani, a făcut același experiment, numai că a încălzit un pic mai mult flacoanele, de unde nu am mai luat naștere astfel de infuzorii. Deci, flacoanele nu puteți să sterilizate suficient. Au mai venit și alți oameni de știință, Schwann, Schulze, poate ați mai auzit de ei, așa pe la biologie, prin școală, așa cu experimente în direcția aceasta, experimente care au culminat pe la 1863 cu lui Pasteur și cu experiențele lui, el fiind cel care a, sau căruia îi datorăm formularea legei biogenezei, adică viața ia naștere numai din viață și nu, nici de cum din substanța nevie. Oamenii de știință contemporani primesc această legitate a biogenezei. Da, da, viața ia naștere numai din viață. Dar a existat o singură excepție la început, când a apărut ancestorul comun. Și nu putem să demonstrăm asta, dar știm că este un fapt. În momentul în care Darwin și cei de dinaintea lui, Lamarck și cei de după el au fundamentat această teorie, noi o numim darwinistă, dar nu mai este chiar așa cum a prezentat-o Charles Darwin în Originea Speciilor. Nu se cunoșteau foarte multe despre celulă. Imaginea aceasta este o imagine de microscopie. Pe la începuturile acestei tehnici și fiecare pătrățel din acesta este o celulă. Ei așa vedeau țesutul la microscop și adică nu vedeau mare lucru din interiorul celulei și li se părea că totul este foarte simplu și atunci nu ar fi atât de greu ca din niște substanțe amestecate, nu știu, mai este un fulger sau ceva condiții din mediul înconjurător, nu e chiar imposibil să ia naștere o celulă care e mare lucru și mai multe celule se unească și să apară un organism. Cu dezvoltarea tehnicilor de microscopie și nu numai, știm mai toți în prezent că o celulă, aici este imaginea unei celule animale, dar și celula vegetală este la fel de complexă. O celulă conține
mii, sute de mii de proteine, de lipide, de glucide, de acizi nucleici, tot felul de tipuri de ARN, toate acestea lucrând în niște sisteme extraordinar de complexe. Și pentru a exemplifica, un pic din această structură, dar puțin zis structura celulei, am pregătit un filmuleț de 10 minute. Paralel aceste două teorii a evoluției și a creației. Și bine, știți ce zice Biblia, nu? Sunteți oameni care vin la biserică. Știți ce învață Biblia. Oamenii de știință ne învață cu totul altceva. Au fost care au încercat să împace, cum ziceam, cele 6 zile ale facerii cu miliardele de ani ale oamenilor de știință și din câte am înțeles, chiar ieri am vizionat o prezentare a unui părinte, Dan Bădulescu, și din câte am înțeles de la el, în cărțile de teologie, în dogmatică, și acolo e prezentată ideea asta, că s-ar putea ca cele 6 zile ale facerii să fie de fapt ere geologice sau... Dar sunt unele interpretări în care vorbesc că zilele pot fi milioane de ani sau... Exact. Dar dacă acceptăm ideea asta, care asta de mijloc, atunci lucrurile nu prea se potrivesc. Pentru că în cartea afacerii aflăm că soarele a fost făcut după ce au fost făcute plantele. Și oamenii de știință, bine, oricum zic că soarele a fost înaintea Pământului. Dar... Dacă soarele, dacă încercăm cumva, nu știu, să împăcăm aceste două idei, zicem, da, bine, lucrurile au apărut în ordinea din Biblie, dar zilele, de fapt, au fost milioane sau miliarde de ani. Cum au putut supraviețui plantele până la zidirea soarelui? Milioane de ani. Așa, o singură idee. Since 1988, Dr. Michael B. has investigated complex biological systems that seem to defy explanation by natural selection. For the longest time, I believed that Darwinian evolution explains what we saw in biology. Not because I saw how it could actually explain it, but because I was told that it did explain it. And in schools, I was taught Darwinian biology. And through college and graduate school, I was in an atmosphere that was just assumed that Darwinian evolution explained biology, and yet I didn't have any reason to doubt it. It wasn't until 10 years or more ago that I read a book called Evolution of the Human Crisis by a geneticist by the name of Michael Denton, an Australian. And he put forward a lot of scientific arguments against Darwinian theory that I had never heard before. And the arguments seemed pretty convincing. And at that point, I started to get a bit angry because I thought I was being led down a primrose path. Here were a number of very good arguments, and I had gone through a doctoral program in biochemistry, became a faculty member, and I had never even heard of these things.
And so from that point on, I became very interested in the question of evolution, and since have decided that Darwinian processes are not the whole explanation for life. Michael Behe's skepticism derived in large measure from what modern biology has revealed about life's most fundamental unit, the cell. In the 19th century, when Darwin was alive, scientists thought that the basis of life, the cell, was some simple glob of protoplasm, like a little piece of jello or something, that it was not hard to explain at all. This perception didn't really change too much until the early 1950s. But in the last half century, our knowledge of the cell has just exploded. Today, powerful technologies reveal elaborate microscopic worlds. Worlds so small that a thimbleful of cultured liquid can contain more than 4 billion single-cell bacteria, each packed with circuits, assembly instructions, and miniature machines, the complexity of which Charles Darwin would never have imagined. At the very basis of life, where the molecules and cells run the show, we discover machines, literally molecular machines. There are little molecular trucks that carry supplies from one end of the cell to the other. There are machines which capture the energy from sunlight and turn it into usable energy. There are as many molecular machines in the human body as there are functions that the body has to do. So if you think about hearing, seeing, smelling, tasting, feeling, blood clotting, respiratory action, the immune response, all of those require a host of machines. When we look at these machines, we ask ourselves, where do they come from? And the standard answer, Darwinian evolution, is very inadequate in my view. In speaking on the topic of scientific naturalism, during the early 1990s, at a series of academic conferences, Behe first shared his doubts about the ability of natural selection to construct complex molecular machines. One machine particularly attracted his attention. I remember the first time I looked in a biochemistry textbook and I saw a drawing of something called a bacterial flagellum with all of its parts and all of its glory. It had a propeller and a hook region and the drive shaft and the motor and so on. I looked at that and I said, that's an outboard motor. That's designed. You know, that's no chance assemblage of parts. Behe's reaction was not surprising. For the molecular motors that drive bacteria through liquid, each depend upon a system of intricately arranged mechanical parts. These parts come into focus when portions of a cell are magnified 50,000 times. Biochemists have used electron micrographs like this one to identify the parts and three-dimensional structure of the flagellar motor. In the process, they have revealed a marvel of engineering on a miniaturized scale. Harvard has labeled it the most efficient machine in the universe. These machines, some of them are running at 3,000 RPMs and are hardwired into a signal transduction or sensory mechanism so that it's getting feedback from the environment. And even though they're spinning that fast, they can stop on a dot. It only takes a quarter turn for them to stop and shift directions and start spinning 100,000 RPM in the other direction. And just like outboard motors on motorboats, they have a large number of parts which are necessary for the motor to work. The bacterial flagella, 2 gears forward, reverse, water cooled. Proton motor force, it has a stator, it has a rotor, it has a U-joint, it has a drive shaft, it has a propeller, and they function as these parts of machines. It's, you know, it's not convenient that we give them these names. That's truly their function. Since its discovery, scientists have tried to understand how a rotary motor could have arisen through natural selection. As yet, they have failed to offer any detailed Darwinian explanation.
To see why, we must understand the future of molecular machines known as irreducible complexity. Irreducible complexity was coined by Mike Behe in describing these molecular machines. Basically what it says is that you have multi-component parts to any given organelle or system in a cell, all of which are necessary for function. That is, if you remove one part, you lose function of that system. The idea of irreducible complexity can be illustrated by a familiar non-biological machine, a mouse trap. The trap is composed of five basic pieces. A cache to hold a bait, a strong spring, a thin bedrock called the hammer, a holding bar to secure the hammer in place, and a platform upon which the entire system is mounted. If any one of these parts is missing or defective, the mechanism will not work. All components of this irreducibly complex system must be present simultaneously for the machine to perform its function. Irreducible complexity also applies to biological machines, including the bacterial flagellar motor. All told, there are about 40 different protein parts which are necessary for this machine to work. And if any of those parts are missing, then either you get a flagellum that doesn't work because it's missing the hook or it's missing the drive shaft or whatever, or it doesn't even get built within the cell. In evolutionary terms, you have to be able to explain how you can build the system gradually when there's no function until you have all those parts in place. The irreducible complexity of molecular machines poses a severe challenge to the power of natural selection. According to Darwin's theory, even very complex biological structures like an eye, an ear, or a heart can be built gradually over time in small incremental steps. Yet as Darwin made clear, natural selection can only succeed if these random genetic changes provide some advantage to the evolving organism in its struggle for survival. As I have attempted to show, it is not necessary to suppose that the modification of organs and materials if they were extremely slight and gradual. Natural selection is scrutinizing the slightest variations, rejecting those that are bad, preserving and adding up all that are good. But could Darwin's small, favorable variations have produced a bacterial flagellum? Some scientists doubt the possibility. How could something new, like a bacterial flagellar motor and all the components that go with it, how could it develop out of a population of bacteria that don't have that system? When each change, according to Darwin's theory, has to provide some kind of advantage. Imagine such a scenario early in the Earth's history. An evolving bacterium somehow develops a tail and perhaps even the pieces necessary to attach it to the cell wall. Yet without a complete motor assembly, this innovation would provide no advantage to the cell. Instead, the tail would lie immobile and useless, invisible to natural selection, which by definition can only favor changes that aid survival. The logic of natural selection is very demanding. Unless the flagellum mechanism is completely assembled and actually works, natural selection simply cannot preserve it. It cannot be passed on to the next generation. The important thing to realize about natural selection is it selects only for a functional advantage. In most cases, natural selection actually eliminates things that have no function or that have a function that harms the organism. So if you had a bacterium with a tail that didn't function as a flagellum, chances are natural selection would eliminate it. The only way you can select for a flagellum is if you have a flagellum that works, and that means you have to have all the pieces of the motor in place to begin with. So natural selection can't get you the bacterial flagellum. It can only work after the flagellum is there and operating.
și asta numai despre flagel. Bine, s-a pus apoi întrebarea cum această celulă simplă m-a ajuns să fie o ființă umană, un elefant, o balenă, stejar. Prin mutații. Foarte simplu. Mutațiile înseamnă, sau prin mutații înțelegem, niște modificări în materialul genetic al celulelor organismului. Materialul genetic este acela care furnizează informația necesară clădirii unui organism și a supraviețuirii lui, a funcțiilor lui pe care îi desfășoară. Dacă în acest material genetic apar modificări, atunci putem, ca prin acumularea unor astfel de mutații, să ajungem de la o celulă simplă la un om. Sau de la un strămoș asemănător maimuței să obținem un cimpanzeu și un om. Și alte analogii de felul acesta. Richard Goldsmith este un om de știință evoluționist. Și totuși el spune, rețineți că nimeni nu a reușit niciodată să producă nici măcar o nouă specie prin acumulare de mutații. Se fac în laboratoare de cercetare, studii, și se induc la diverse animale, cel mai studiat și probabil este musculița de oțel. E foarte ușor de studiat, din punctul ăsta de vedere, în special, al mutațiilor. Și se induc tot felul de mutații, pe tot felul de căi, fizice, biologice, chimice, mecanice. Și au obținut musculițe, adică le-au modificat culoarea ochilor, le-au modificat structura aripilor, ele au abdomenul transparent, au modificat acest caracter, au luat la toate caracterele ei posibile. Și totuși, Teodosiu Dobzhansky este un rus care evoluționist, genetician, care a activat în Statele Unite. Cred că acolo și-a obținut toate diplomele. Și el zice că mutanții bine definiți ai drosofilei, adică ai musculite de oțel, grație cărora genetica a făcut atâtea progrese, sunt aproape fără excepție inferiori musculiței sălbatice, adică a musculiței așa cum o cunoaștem noi în natură, în ce privește viabilitatea, longevitatea, fertilitatea. Deci asta o problemă. În momentul în care apare un mutant, orice fel de mutație, cât de mic, nu cât de mică, dar mutații care să afecteze aceste trei caracteristici, viabilitatea, longevitatea și fertilitatea, vorbim despre mutații cum ar fi la oameni sindromele cromozomale, Klinefelter sau Turner. Ați auzit cu siguranță de ele? În astfel de situații, evoluționiștii spun că ăsta e un mecanism al selecției naturale, imediat apar niște procese care împiedică transmiterea mai departe, transmiterea în descendență a acestor modificări. Ideea este că mutațiile, în general, aduc în structura unui organism nou modificări nebenefice. Ați văzut în documentar, citau din lucrarea lui Darwin și el zicea acolo că selecția naturală operează atunci când apar modificări care să asigure purtătorului un beneficiu, cât de mic, să-i ofere un avantaj. Asta era și problema flagelului. Bine, a apărut flagelul, dar el nu funcționează, n-are cum să lucreze selecția naturală. În momentul în care a fost rostul să apară flagelul fără să funcționeze. Așa, ideea asta vreau să subliniez, a faptului că indivizii cu mutații fie nu sunt viabili, fie nu sunt fertili, deci nu pot să transmită
în descendență mutația. Un alt rezultat a fost acela că aceste mutații nu au produs niciodată o nouă specie de muscă. Adică ele aveau altfel de aripi, aveau altfel de ochi, aveau altfel de abdomen, dar niciun om de știință niciodată n-a dorit să spună că asta este o altă specie. Nu este o altă specie, este tot musculița, dar a modificat-o. În plus, atunci când musculițele mutante au fost învechiate între ele, s-a constatat că după un număr de generații, ele au început să genereze unele drosofile normale. Dacă ar fi fost lăsate în starea lor naturală, aceste musculițe ar fi supraviețuit musculițelor mutante mai slabe, păstrând musculița de oțet în forma ei inițială. Și lucrul ăsta este valabil nu numai pentru musculița de oțet, ci în general s-a observat că pe parcursul după mai multe generații, într-o populație în care au apărut mutații, se revine la starea inițială. Și nici de cum nu se propagă mutația, astfel încât să se acumuleze și apoi să mai apară încă una, să se acumuleze și aceea. Deci voi de foarte multe mutații ca să obțin, de exemplu, un ochi. Și dacă ai nevoie de multe mutații, atunci ai nevoie de foarte, foarte mult timp. În școli, la televizor, în mass media, peste tot, se trâmbițează că Pământul are undeva la 4,5 miliarde de ani. În jurul acestei vârste, 4,3, 4,7, 5. Și că Universul are mult mai mult. Bun. Și cum demonstrăm lucrul acesta? Cum putem calcula noi vârsta Pământului? Calculăm vârsta unor roci. Cum calculăm vârsta rocilor? Prin metode de datare radiometrice. Eu am exemplificat aici, îndeoseb, pe metoda uraniu-toriu-plumb. Mai există și metoda potasiu-argon. Asta pentru roci, vorbim de materia anorganică. Carbonul 14 este pentru materia organică. El se folosește pentru fosile, de exemplu. Însă și fosile, dacă sunt pietrificate complet, și pentru ele se folosesc tot metodele astea anorganice. Bun, și care e principiul lor? Ați auzit de radioactivitate. Un element radioactiv, sau este radioactiv, pentru că el nu este stabil. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că el elimină particule alfa, adică atom de heliu. Și trece, se transformă într-un alt element. În cazul acesta, toriu. Asta a fost schema pe care am găsit-o eu ca să pun aici în imagine. Dar în metodele de datare radiometrică sunt trei principii sau sunt trei elemente care se urmăresc. Uraniu 238, care trece direct în plumb, un alt izotop al uranului, care trece într-un alt izotop al plumbului și izotopul de toriu, care trece în plumb. Bun, și ce facem? Luăm roca, îi calculăm cantitatea de plumb pe care o conține și, cunoscând timpul de înjumătățire al elementului părinte din care presupunem că provine plumbul, calculăm cantitatea inițială de uran, de pildă. Așa, și folosind acest timp de înjumătățire, timp de înjumătățire înseamnă timpul în care uranul cantitatea inițială de uran din roca de acum 3 miliarde de ani, să zicem, s-a redus în progresie, a tot eliminat particule alfa și atom de heliu și a tot trecut în plumb. Și în funcție de ce cantitate de plumb mai avem noi astăzi, ce cantitate de uraniu mai găsim în rocă, putem să determinăm vârsta acelei roci. Teoretic. Dar ca să acceptăm lucrul ăsta, noi trebuie să pornim de la niște premise. Una dintre ele, am enunțat-o deja, este să estimăm
cantitatea inițială din elementul părinte. Apoi, trebuie să fim foarte siguri că rata de dezintegrare pe perioada de 2 miliarde de ani, de pildă, a fost constantă și că nu a fost influențată nici cum din exterior. Oamenii de știință, fizicieni, ăsta nu e chiar domeniul meu și nu mă pricep foarte bine. Am citit și eu pentru asta. Dar sunt fizicieni care vin și spun că radiațiile cosmice, care nu sunt constante, ele au acționat, firește, de-a lungul acestei perioade de timp, inconstant, și au influențat rata de dezintegrare a uranului, a toriului, a potasiului. Și felul acesta nu putem conta rata de dezintegrare constantă. Deci nu putem spune că în 10 ani, da? Luăm așa un exemplu. În 10 ani, tot timpul, în fiecare zi, s-au eliminat câte o particulă câte o particulă alfa, câte un atom de heliu. Nu putem spune asta cu certitudine. Ci lucrurile astea au fost variabile în timp. Și o altă presupunere, în cazul acesta, de exemplu, cu uran și plumb, este că tot plumbul provine din uraniu. Un doctor la Universitatea din America, Melvin Cook, care a fost premiat cu Nobel pentru cercetările și descoperirile sale, a descoperit că nu tot plumbul din roci provine din uraniu. Și atunci a introdus niște formule de corecție a acestor reacții. Și recalculând vârsta unor roci care se considerau a fi din vechi de 600 milioane, de 600 de milioane de ani, el a recalculat vârsta prin noua metodă și a constatat că de fapt numai câteva mii. Asta un exemplu. În privința metodei potasiu-argon, de asemenea și aceasta a dat niște erori foarte mari și cred că tot Cook ăsta, sau dacă nu e mai relevanță, a analizat prin această metodă niște erori despre care se știa sigur, da, despre care se cunoștea sigur vârsta lor. Ele se formaseră în urmă cu 200 de ani printr-o erupție vulcanică. Se știau clar, rocile astea au 200 de ani. Hai să testăm metoda. Au testat metoda și metoda a dat vârste variabile între 22 de milioane și 200 de milioane de ani. Bun, dar nu numai metodele astea de datare pot fi folosite. Și vin oameni de știință, creaționiști, pe care nu-i contestă nimeni, nu le contestă nimeni afirmațiile acestea. Și spun că totuși, noi putem calcula vârsta Pământului prin alte metode. Una dintre ele este să calculăm cantitatea de heliu din atmosferă. Heliu este cel care se elimina, în imaginea arătată, numai dezintegrării uranului. Deci nu mai au uranul, nu mai radioactivității. Și au zis așa. Din radioactivitate se elimină anual 300.000 de tone de heliu. În prezent, atmosfera conține 3,5 miliarde de tone de heliu. Dacă am presupune că tot heliul din atmosferă provine din radioactivitate, atunci am ajuns la o vârstă a Pământului undeva în jur de 10.000 de ani. Dar nu tot heliu provine din radioactivitate. S-a demonstrat că o cantitate foarte mare de heliu intră permanent în atmosfera noastră din cosmos. Și atunci vârsta asta de 10.000 de ani se reduce și ea considerabil. Un alt aspect este cel legat de magnetismul Pământului. Aici e Pământul în secțiune, cu nucleul lui lichid, solid, mantaua, scoarța, așa cum se. Studiind rata de dezintegrare a câmpului magnetic și câmpul ăsta magnetic, își reduce activitatea în timp. Și studiind rata lui de dezintegrare, oamenii de știință nu au putut să meargă mai departe de 10.000, să zic 20.000 de ani în urmă.
Dacă mergem în urmă cu 20.000 de ani, căldura produsă de curenții care întrețin acest câmp magnetic ar fi atât de puternică încât Pământul, practic, s-ar dezintegra, el ar fi topit, n-ar exista. Nici de cum, în urmă 4,5 miliarde de ani, s-a apărut viața. Sau 3,5. S-ar separa efectiv miezul de înveliș. În ce privește Luna? În imaginea asta, aici, este una dintre ultimele ipoteze emise de evoluționiști, care spun așa că în urmă, în urmă cu 4,5 miliarde de ani, existau două planete gemene, Pământ, care prin coliziune au generat Pământul nostru de astăzi și Luna. Oamenii de știință și înainte de ideea asta spuneau că, da, oricum Luna are aceeași vârstă ca Pământul. Și dacă Luna are 4,5 miliarde de ani, ea este mult mai mică decât Pământul. Și atunci, ea trebuie să fie rece, trebuie să nu aibă activitate vulcanică, să nu aibă un miez fluid, să nu aibă câmp magnetic, să nu emită niciun fel de radiație calorică la suprafața ei. Și în plus, pe suprafața ei ar trebui să fie un strat de praf meteoritic foarte mare, motiv pentru care s-a amânat foarte mult timp aselenizarea. Acum, eu nu știu că sunt discuții și în direcția asta oamenii au ajuns sau nu au ajuns de fapt pe Lună. Sunt care spun că au ajuns, sunt care spun că n-au ajuns, că n-au ajuns chinezii, că n-au ajuns americanii, că au ajuns chinezii și se crede pe chinezi pentru că ei au ajuns acolo și au spus că nu se vede mare zi chinezeze pe Lună. Se preconiza că pe Lună ar trebui să fie un strat de praf meteoritic de cel puțin 1647 de centimetri, deci mai mult de un metru jumate. Și ei spun că și-au făcut echipamentele pornind și de la premiza, adică având în vedere și aspectul ăsta. Când au aselenizat, au spus că cel mai gros strat de praf a fost de 61 de centimetri. Adică, așa, bun, deci asta, odată, strat de praf meteoritic subțire. Apoi a constatat că Luna emite radiație calorică la suprafața ei, deci miezul ei este încă cald. Luna are câmp magnetic redus, dar are. Și un corp mic, cum este ea, n-ar fi trebuit să mai prezinte toate aceste caracteristici după 4,5 miliarde de ani. Statistica populației, sigur, nu este o metodă pe care să ne putem baza 100%. Dar așa, ca idee, dacă pornim de la 8 oameni care au coborât din Arca lui Noe, și aplicăm un factor de creștere de 2,5 copii pe familie. Factorul mai mic decât cel actual, chiar. Ajungem la populația prezentă după circa 8.000 de ani. Dar dacă aplicăm același factor de creștere la câteva sute de mii de ani sau milioane de ani, acum oricum vârsta asta a omului ca specie variază foarte mult de la un loc de știință la altul, de la părere de fiecăruia, că da, scheletul ăsta e de om, ăsta nu e de om. Așa? Imaginea asta e sugestivă. Oamenii zicea, nu mai știu ce tot așa un loc de știință, zicea că oamenii ar trebui să fie atât de mulți ca și bacteriile pe Pământ. Deci nu ar încăpea efectiv. Așa. Fosilele. Știți cum s-au format fosilele? Cele mai multe fosile care se descoperă, și descoperă multe,
se găsesc în roci sedimentare. Rocile sedimentare se formează din roci deja existente, asupra cărora acționează vântul, ploaia, zăpada și tot felul de astfel de factori externi, care le fărâmițează până la nisip, clei, mâni, etc. Toate aceste particule, sedimente, sunt transportate de râuri, de fluvii, în mări, în oceane, în lacuri, se depun la fundul apei sătătoare. Mai mor și animale, mai cad și plante în râuri, în fluvii, ajung și ele la fundul mărilor și lacurilor, peste aceste sedimente deja depuse. Prin greutatea lor sunt îngropate în aceste sedimente, acționează apoi forța de compresiune, le presează, trece timpul, ele se pietrifică și noi descoperim fosilele. Cam asta e explicația și e acceptată de ambele părți, și de evoluționist și de creaționist. Unde nu se înțeleg, nu se înțeleg la perioada de timp. La vârstă. La vârstă, da, exact. Și de ce nu se înțeleg? În prezent există acest așa numit tabel cronologic al istoriei naturale, sau are mai multe denumiri, pe care ei îl folosesc ca șablon sau ca etalon. Adică, noi știm așa, am stabilit așa, noi oamenii de știință am stabilit așa, că în stratul cambrian, adică de acum 600 milioane de ani, despre care vă ziceam că doctorul Cook l-a găsit la câteva mii, așa, găsim numai ființe inferioare, foarte primitive, bacterii, protozoare, chestii foarte mici. Așa. Și atunci, dacă noi găsim, adică, eu așa l-am văzut, ca pe un fel de cerc vicios. Nu mai calculăm, nici nu mai datăm radiometric, nici fosila, nici roca. Ce am descoperit fosilă, știm că ea e caracteristică stratului cambrian, am încadrat-o acolo, punct, gata. Pentru că oricum metodele de datare sunt înșelătoare, sunt cei de acord cu lucrul ăsta, că nu sunt sigure, renunță la una, încearcă alta, vârstele, se obțin vârste extrem de variate. Vă ziceam, de exemplu, la cu heliu în atmosferă. După modelul ăsta a heliului, se calculează la fel. Cantități de nichel din mări și din oceane, cantități de tot felul de elemente chimice. Dar nici lucrurile astea... De asta ziceam că este neapărat nevoie de o constanță și de o siguranță a constanței. Pentru că dacă nu o ai, atunci obții vârste de genul, nu știu, plumbul, cred, sau nu știu exact care element chimic, el dă o vârstă de vreo 100 de ani Pământului. Pământul X de 100 de ani. Uraniu îi dă o vârstă de 4,5 miliarde de ani. Ești împarte cu asta. Pe o medie sau... Da. Așa, și ziceam că dacă e să dăm frezare acestei teorii a evoluției, atunci ar trebui ca fosilele să arate următorul lucru. În straturile cele mai profunde să găsim animalele cele mai primitive și organismele cele mai primitive și gradual, pe măsură ce urcăm în grosimea scoarței terestre, să găsim organisme tot mai evoluate, superioare și mai complexe. Dar lucrurile nu stau așa. Și eu nu am selectat decât câteva exemple în direcția asta, așa, care sunt mai sugestive. Dar problema asta a fosilului este foarte, foarte vastă. Aici, în imagine, este un trunchi de copac care a fost fosilizat, care a fost găsit în picioare, vertical. Și nu e singurul. Se găsesc astfel de cazuri. Adică, care problema nu e că e vertical, problema este că e pe mai multe straturi. Adică e o fosilă polistratală. Atunci ar însemna că el s-a format de părți
și a fost îngropat pe părți și, da, în sfârșit. Ideea e că pentru, știm? Miliard de dani. Da, exact. Pentru fiecare strat, un strat are cam, ar trebui să aibă cam 61 de centimetri, 610 centimetri. Cam atâta este alocă fiecărui strat din coarța terestră. La fiecare strat trebuie să se fi format în perioade de miliarde de ani. Ori truncul ăsta de copac și alți și alte trunchiuri, care sunt cele mai relevante exemple al trunchiurilor verticale, au și peste 2 metri, 3 metri jumate, și asta ar fi semnat să se fi format, adică el cuprinde vreo 3-4 straturi. Un alt exemplu este cel al urmelor de om fosilizate, descoperite la un loc cu urmele de dinozauri. Exemplu, descoperirea asta știu că a fost destul de mediatizată, poate ați auzit de ea. Niște oameni de știință făceau niște cercetări într-un bazinul unui râu de prin Texas și au descoperit. Și iarăși, nici chestia asta nu contestă nimeni, nu vine nimeni să spune, nu e așa, e un fals, sau eu știu cum au fost cu tot felul de cranii de om. Și... Un alt lucru interesant la problema asta este nu numai apropierea dintre cele două urme, ci și dimensiunea urmei piciorului de om. Și în poza asta este piciorul unui om actual și urma care a fost găsită. Și acum creaționiștii vin și spun, păi da, e dovada uriașilor de Biblie. De la trebuie să le spunem că evoluționiștii spun că dinozaurii au trăit singuri, fără oameni, da, și da. Apariția a două urme a omului și a dinozaurului confirmă ipoteza Bibliei. Da, exact. Da, asta e ideea. Sigur, dinozaurii, ei ar fi trăit cu vreo 60-70 de milioane de ani înaintea omului. Iar Biblia spune că au fost creați împreună cu toate animalele, da. Și cu omul, în primele zile ale zilele creații. Da. Și sunt multe dovezi legate de dinozauri și oameni, foarte multe. Da, da, da. Fotografii, în muzee, fosile, picturi, foarte multe. Picturi, veste, da. Apoi, au fost descoperite urme de om în stratul ăsta, cambrian, de 600 de milioane de ani. Strat specific trilobiților, de asta am pus aici o poză cu, cu o fosilă de trilobit. Și omul, adică stratul ăsta s-a format cu 6 de milioane de ani înaintea omului. Trilobiți ăștia îi vedem și la stația de metropă și da? Sunt acolo puși pe jos, au tăiat din bucățile de, și n-au știut ce au tăiat. Și s-au pus în stația de metropă și în fiecare zi călcăm pe ei. Serios? Da, nu știe lumea, multă lume. Da. Un alt exemplu interesant, mie mi s-a părut foarte interesant, dar a iscat multe discuții și dispute. În Siberia au fost descoperite vreo 5 milioane, așa zic datele, mie mi se pare nu știu, exagerat de mult, nu știu dacă chiar sunt 5 milioane, de animale înghețate, cele mai multe dintre ele cu mâncare în stomac. Printre ele și mamuți. Ai un pui de mamut. Nedigerată. Cu mâncarea stomac nedigerată, da, firește. Lucrul ăsta sugerează o moarte subită prin înghețare. Instantanee. Foarte rapidă, instantanee, exact. Și niște evoluționiști, acum nu știu dacă ei ziceau lucrul ăsta în serios sau și ei glumeau, ziceau că da, probabil au mâncat și au sărit toți într-un lac sau într-un râu și au înghețat. Și creaționiștii au venit și au spus, păi da, bine, și atunci ce era? Un joc ciudat, olimpic, în iarna aia, sau ce era cu animalele? Mai e și un alt argument, faptul că au găsit hemoglobină în fosile. Da, și în mamut. Chiar când am adică găsit poza asta... Adică sânge în fosile, da. De chipurile milioane de ani. Da. Dar ele n-au cum să aibă milioane de ani, că altfel s-ar fi fosilizat. Da, corect. Și sânge chiar lichid. Nu mai hemoglobină, sânge lichid a fost. Poți să-l plondeze. Aici am notat câteva mărturii ale unor oameni de știință, evoluționiști toți, pe ei noștri. Niciun biolog nu a observat realmente apariția prin evoluția unui grup important de organism. Lumea vie nu este un mic ansamblu constituit dintr-o succesiune neîntreruptă de forme de tranziție.
Distincția netă între formele vii specifice și absența unor nenumărate venici de tranziție care să le lege între ele, constituie o dificultate evidentă. Nu este posibil să faci nici măcar o caricatură a evoluției pornind de la fapte paleontologice. Documentele fosile sunt atât de complete, încât nu poate fi invocată realitatea lor pentru a explica absența liniilor intermediare. Lacunele sunt absolut reale și ele nu vor fi completate niciodată. Și am chiar cu idei de alunare care zice că dacă numeroase specii au apărut într-adevăr dintr-o dată, lucrul ăsta ar fi fatal evoluției. Și chiar asta arată paleontologia. Nu s-au găsit niciun fel de forme de tranziție. S-au găsit falsuri, în schimb. Așa, și pentru final, am zis să explic un pic ideea asta de speciație prin selecție naturală, de care am pomenit destul de mult în documentar de selecție naturală. Speciația. Prin speciație înțelegem procesul de formare a unor specii noi. Selecția naturală este ceea care asigură speciația prin, pe două căi. Eliminând indivizi cu însușiri necorespunzătoare și păstrând indivizi cu însușiri avantajoase din punct de vedere biologic. Noua facultate așa ni se spunea că selecția naturală este forța creatoare a evoluției. Eu mă amuzam și ziceam, da, și Darwin este Mahomet sau Marele Profet. Așa. Care sunt principiile selecției naturale? Animalele, vorbim de animale, dar lucrul e valabil pentru lumea vegetală. Animalele pot da naștere la mai mulți urmași. Urmașii ăștia pot avea, pot ocupa același teritoriu și atunci intră în competiție. Ei pot da în competiție pentru teritoriu, pentru hrană, pentru reproducere. Urmașii ăștia pot avea unele crăsături diferite care să le asigură, vorbim despre așa anumite variații. Și în funcție de binele sau răul pe care le produc aceste variații, ei se adaptează și supraviețuiesc. Ăsta e principiul pe care funcționează selecția naturală, pe care ar trebui să funcționeze. Și eu am pus aici două exemple cu multitudinea de varietăți, da? De rase, de câini, nu oricum nu cred că stau de acolo, sunt multe. Și totuși pe toți îi numim câini. Și pe chihuahua, și pe ăla tibetan, și pe pitbull, și pe chinez, pe toți îi numim câini. O chestie ciudată la antropologie, chiar ei ne ziceau la facultate, că există mai multe asemănări la nivel genetic între cimpanzeu și om decât între eschimos și chinez. Așa. Și al doilea exemplu pe care l-am pus acolo este bine cunoscutul, sau cel puțin așa trebuie să fie, exemplu al lui Biston Betularia, adică molia pătată sau fluturile cu picățele din Anglia. Înainte de Revoluția Industrială, ăsta e unul și același flutur, pentru că nu sunt din aceeași specie, dar sunt două varietăți, au culori diferite. Și trăiesc pe scoarța stejarului. Înainte de Revoluția Industrială din Anglia, cei mai mulți fluturi arătau așa. Și lucrul ăsta le conferea un avantaj de supraviețuire, pentru că nu puteau fi cu ușurință văzuți de către păsări pe scoarța copacilor. Erau și din ceilalți, erau mai puțin. După Revoluția Industrială, în marile orașe ale Angliei, scoarța copacilor, numai a stejarilor, în general, s-a închis la culoare datorită funinginii. Și atunci au început să fie mai mulți fluturi din ăștia decât din ăștia. Selecția naturală în acțiune. Un ecolog a vrut să vadă care-i treaba cu chestia asta. Și a prins fluturi de ambele culori. I-a marcat el, ca să-i poată recunoaște după ce urma să le dea drumul universitate.
Și asta a făcut. Le-a dat drumul libertatei în număr egal. Un număr egal de fruturi de ambele culori, la țară și într-unul din marile orașe. Și după un timp s-a dus și a cules pe ăștia care erau marcați. De la țară a cules mai mulți din ăștia pătați, pentru că ei supraviețuiseră. Și de la oraș a cules mai mulți din ăștia negri, pentru că ăștia supraviețuiseră, pe scoarța neagră a copacilor. Și el a zis că da, în felul ăsta el a demonstrat cum acționează selecția naturală și că vorbim de o specie nouă de fruturi. Dar nu este adevărat. Nu este așa. Ambele varietăți existau încă dinainte. Nu a evoluat una din cealaltă. Nu a evoluat, și atât cum a zice, la oraș a evoluat ăsta din ăsta și la țară ăsta din ăsta, de ăsta, cum era dinainte? Și ăsta era dinainte. Generalizarea unei varietăți nu înseamnă evoluție. Evoluție înseamnă să obții o specie nouă. Înseamnă eu să-i dau drumul în oraș lui ăsta și, nu știu, peste câtva timp, să-l culeg pe el sau pe fiul lui negru. Nu înseamnă evoluție. Și asta susțin și ei, evoluționiștii. Dar e ușor să răstălmăcești, sigur. O să iasă vrăbii. Sau da. Da. Și legat de asta, voi aș zic de aia. Stel istoriei ăsta, i-am uitat prenumele. E tot un evoluționist. Am spus la te evoluție, dar cred că da, tot evoluție, că am selectat numai spuse de ale oamenilor ăstora. Zice așa, ultima mea îndoială. Chiar și un organ atât de complex cum este ochiul a apărut de mai multe ori în decursul evoluției. La sepie, la vertebrate și la insecte. Este teribil de greu să încerci să explici apariția unui organ o singură dată, dar gândul de a fi fost produs de mai multe ori face să îmbrâșie capul. Lucrul ăsta e valabil și pentru aripi. Și aripa a apărut de mai multe ori în decursul evoluției. Și la păsări, și la Archaeopteryx, și la insecte. Michael Bee este cel din documentar. Și mi-a plăcut mult testele aici. Că mulți oameni cred că cineva trebuie să știe cum a evoluat flagelul. Dar o cercetare a literaturii de specialitate le arată că se înșală. Nimeni nu știe. Adică e ușor să vii așa în fața unor oameni și să începi să spui da, broașele au evoluat din vești, păsările din reptile, dar cum? Cineva trebuie să știe. Păi n-are cum, nenea ăsta e om de știință, e doctor. Dar cum să nu știe? Cineva știe? Nu, nimeni nu știe. Și jos am scris, dacă crezi că s-a produs întâmplător, nu ai niciun fel de argument. Ai nevoie de mult mai multă credință spre a crede că s-a produs întâmplător decât pentru a crede în Dumnezeu. E un alt exemplu la care apelez destul de des. Tot un om de știință din ăsta evoluționist, nu vreau știu nume, de asta majoritatea l-am scris în paranteză, așa, zicea așa, că șansa de a obține o celulă prin întâmplare este de 1 la 1 urmat de vreo 24 de zerouri. Și tot. Și el zice așa. Decât să cred în Dumnezeu, eu aleg să cred că s-a putut întâmpla ca din 1 urmat de 24 de zerouri să se formeze o celulă. Pentru că, până la urmă, problema nu e dacă demonstrăm sau nu demonstrăm, problema este dacă credem sau nu în Dumnezeu. Și dacă credem, atunci trebuie să alegem una dintre aceste două variante, evoluția sau creația. Nu ne putem împăca. Așa, și îmi zicea Claudiu să fi vorbit un pic despre Big Bang și despre cum a apărut Universul. Da, oamenii de știință spun că a apărut Universul în urma unei mari explozii. Bun, a avut loc o explozie foarte mare, a generat niște forțe grozave, cu niște viteze, Planck și... Din ce a explodat? Dintr-un punct? Și, da, exact. Și un... tot un savant din ăsta, atât din America, Ashton sau Lacer, în fine, cum se cheamă, el a ridicat problema asta. Bun. Dintr-o explozie. Dar de unde provenea materia care a explodat? Asta prima întrebare. Și a doua întrebare a fost, s-au generat niște forțe și niște viteze extraordinare. Cum s-au micșorat vitezele acestea, astfel încât să imprime mișcări de rotație, încât să se formeze planetele și celelalte corpuri
din cosmos. Unele dintre ele știu că au direcția de rotație invers. Așa. Bun, deci cum s-a micșorat viteza asta și cum ulterior a crescut înapoi, pentru că nu știu că universul este în continuă expansiune. Iarăși, cu viteză e foarte mare. Și a pus întrebările astea două la care n-a răspuns nimeni până astăzi. Elena, și mai e una. Mai grea decât asta, un argument mai puternic. Ei explică Big Bang-ul și evoluția cu tot felul de fenomene fizice și chimice, da, pe baza unor legi prezente. Adică, dar legile cum le explici? Dar legile cum au apărut? Da. Și atunci, adică, e ca și cum vorbești de un soft de calculator și care de-a dat l-a făcut cineva, de-a dat l-a gândit, da, și tu vii în el și spui că, uite, poți să fac cu ei. Poți să faci asta pentru că cineva l-a dat, da, l-a făcut. Exact. Așa. Și lucrurile astea contravin foarte mult necesităților termodinamice. Și toți oamenii de știință sunt de acord că, da, bun, legile noi, oamenii de știință, le scriem după ce facem niște studii. Și, na, poate să vină un alt să conteste. Dar astea ale termodinamicii sunt extrem de solide și de bine consolidate. Și nimeni n-a reușit până în prezent să contrazică. Prima lege a termodinamicii spune așa, că nicio masă și nicio energie nu ia naștere în prezent și nu se pierde. Dacă ar fi să extrapolăm asta strict la teoria evoluției, ar trebui să traducem că nicio specie astăzi nu apare. Sigur, și ei zic, da, nu ia naștere astăzi. Dar s-a întâmplat la început. Dar de ce s-a întâmplat la început? Nu contează. Și a doua lege a termodinamicii spune așa, că orice sistem lăsat în voia lui, da, la întâmplare, necontrolat, nedirijat de nimeni, cum zice? Zice așa, că energia din el devine tot mai puțin disponibilă și gradul lui de ordine se micșorează treptat până la dezordine și până la dezorganizare. Și ori, teoria evoluției spune tocmai invers, că toată lumea asta, cu tot universul, a evoluat în pofida entropiei. Și legat de asta, de legea asta a doua termodinamicii, Isaac Asimov, e, dacă vă zic, el e un scriitor de science fiction și evoluționist, adică... Futurist. Futurist. Exact. Nu. Așa? Conștient de problema asta a entropiei și a acestei a doua lege a termodinamicii, el a scris o povestioară, science fiction, în care este vorba despre un calculator uriaș, super deștept, care este întrebat la un moment dat de către un om. Super deștept, el știa să-l pună orice întrebare. Și la un moment dat, un om îl întreabă următorul lucru. Se poate ca entropia să devină reversibilă? Și entropia, atât de ce înseamnă, da? Sporirea gradului de dezorganizare și scăderea disponibilității energiei. Adică îndreptarea Universului către un sfârșit. Se poate ca entropia asta să devină reversibilă, ca Universul să o poată lua de la capăt? Și calculatorul îi răspunde, nu avem suficiente date pentru a elabora un răspuns la această întrebare. Trece timpul, în povestioară Asimov ăsta descrie evoluția naturală, cum a evoluat lumea, cum evoluția culturală, cum au fost inventate calculatoarele. Mai apoi oamenii ajung în cosmos, se răspândesc peste tot univers, populează universul. La un moment dat ei deja nu mai sunt cu trup, ci sunt așa doar niște minți, doar niște mase de energie prin univers. Calculatorul ăsta părăsește chiar el spațiu, universul, și trece în hiperspațiu, dincolo de spațiu. Și, dar de când în când, mai este cât un om, sau o fi același om, care îl întreabă chestia asta. Poate entropia să devină reversibilă? Și el de fiecare dată răspunde, nu avem suficiente date să elaborăm un răspuns pentru întrebarea asta. Într-un final, și calculatorul ăsta și el își pierde consistența și rămâne așa doar un creier, o minte super deșteaptă, care îl știe pe toate,
lumea nu mai există, că v-am zis, totul s-a transformat așa într-o chestie definită, și carburatorul ăsta și el în sine ar fi trebuit să nu mai existe, să nu mai fie, dar el rămânea în stare de funcționare, știi? El rămânea în stare de funcționare datorită acestei întrebări pe care el nu putea rezolva. Asta îl ținea pe el funcțional. Și el tot căuta răspunsuri în bazele lui de date, căuta informații, date, exact, să elaboreze un răspuns pe întrebarea. Poate entropia de reversuri și la un moment dat el găsește un răspuns. Nu mai exista nimic. Totul era așa, la nivel metafizic. Și el găsește un răspuns, după care analizează cumva tot haosul ăsta al lumii și direcția în care s-a îndreptat și așa, și dă răspunsul. Să fie lumină. Și a fost lumină. S-a terminat povestea. Adică, este nevoie de o minte creatoare și super inteligentă care să creeze toată lumea. Și dacă mintea asta, ea a creat toată lumea asta, ea ne-a și spus cum a creat-o. Și atunci, ori o credem pe ea, ori stăm așa, din colț în colț și începem să împăcăm tot felul de idei. V-am dus este, așa, voiam să vă recomand două cărți. Una este a doctorului Paulescu, Suflet și Dumnezeu în fiziologie. El mai are pe niște cărți pe temele astea. Ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost faptul, el a fost doctor pe lângă faptul că a fost medic practicant, a fost profesor universitar. Și toate lecțiile de deschidere de la anul universitar, în toate lecțiile ținea câte o prelegere despre conflictul ăsta dintre evoluție și creație, care exista și la timpul lui, la început secolului 20. Așa, și foarte bine argumentat. Și în carte sunt redate și câteva discuții și dispute dintre el și evoluționiști contemporani de lui. Coinov, domnul Reon, de la Iași, cred că mai sunt și alții. Acum, sigur, cartea e de la timpul ăla, de la 1906-5 sau tot fost atunci. Și informațiile nu sunt actuale, dar argumentele sunt foarte solide și bine consolidate. Și a doua carte este a Părintelui Serafim Rău, despre Cartea Facerii. Și v-a adus să vă citesc foarte puțin dintr-o scrisoare pe care el i-a adresat-o unui episcop din Grecia, Grigore, și în care, nu știu exact care era relația cu episcopul ăsta, dar în scrisoarea asta, el îi explică un pic despre conversațiile lui cu cunoscutul Alexandru Calomiros. Și zice așa. Observ că la conferința din 1981 din Pennsylvania va vorbi și doctorul Alexandru Calomiros despre facerea omului și a lumii. Și tare mă tem că atât cuvântarea, cât și însăși prezența lui, nu vor face decât să dea un impuls spiritului criticist ce o otrăvește așa de mult biserica noastră. Eu însumi am purtat o vastă corespondență cu doctorul Calomiros cu câțiva ani în urmă pe tema creație și evoluție și spre uimirea mea am descoperit că este un adept al celui mai naiv tip de evoluționism, scriind că Adam putea foarte bine să fie avut înfățișarea unei maimuțe, fiindcă la început fusese o făptură de tipul maimuței căreia Dumnezeu i-a dat Duhul Său. Fiind extrem de îndoctrinat și arogant în susținerea părerilor sale, a refuzat să discute cu mine orice probe științifice, fiindcă nu am doctorat în știință. Iar când i-am criticat unele păreri și i-am arătat că probele sale științifice sunt depășite, nemai fiind acceptate nici măcar de tratatele evoluționiste din apus, a întrerupt corespondența. Părerile doctorului Calomiros despre creație au fost foarte criticate de clerul conservator din Grecia, iar din punct de vedere teologic, în corespondența cu mine, avea foarte slabe și superficiale temeiuri pentru susținerea evoluționismului său științific. Alexandru Calomiros cred că era preot, așa părinte? Teolog. Și am mai întâlnit persoane care îl citează pe el și care prezintă poziția asta a lui de mijloc. Da, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta, în evoluție. Sigur, eu astăzi n-am prezentat decât câteva date pur științifice.
dar în ce privește poziția oficială a bisericii noastre și a Sfinților Părinți, Părintele mi-a propus să mai țin o astfel de prezentare în care să vorbesc despre asta, despre cum văd Sfinții Părinți Cartea Facerii, cum o interpretează ei și, prin urmare, cum trebuie să interpretăm și noi, care trebuie să fie poziția noastră. Părintele Serafim Rose foarte frumos vorbea despre complexul ăsta al creștinilor ortodoxi, de a se simți și de a fi văzut de către cei din jur, înapoiați, neactualizați, pentru că țin Cartea Facerii. Dacă mai aveți întrebări?